folclorul a fost prima mea dragoste. Eu am început să cânt cu muzică de folclor și acum m-am reîntors în copilărie, m-am reîntors la rădăcini, să zic așa. Perinița a plecat din satul Bătrâni. Este cel mai frumos, unul dintre cele mai frumoase dansuri de dragoste tradiționale din România, care a plecat ca un obicei de nuntă, dar a ajuns să se joace și să se danseze peste tot în toată țara și nu numai. Și eu sper să vă placă ceea ce a ieșit. Ca asta ne reprezintă în primul rând ca nație, folclor românesc, și am vrut să plec cu tradiția, să arăt cu tradiția noastră. Trăiesc energia, schimbul ăla de energie cu publicul, pentru mine asta e cel mai important. De fapt, pentru asta trăiesc, pentru mine asta înseamnă muzica. Dincolo de ceea ce cântăm noi, atunci când noi suntem cu oamenii și ei cântă piesele și dansează cu tine și aia este ceva fenomenal. Sunt Andreea Di, sunt solista proiectului Andreea Di Folclor Orchestra și am venit la Selecția Națională cu folclorul și tradițiile românești. Dacă vreți să ducem mai departe tradiția, dragostea și unitatea prin muzică și dans, votați pe 11 februarie 35 Perinița mea! Și pe Adelean, ăsta-i jocul Prahova.